Bună ziua! Vreau să văd dacă mă -au, aud. Bună da, ziua, da, să aud. Da, bună ziua! Suntem, așa. Bună ziua, dragi antreprenori și cei care lucrează cu antreprenori, în special contabilii șef, care sunt alături de antreprenori și sunt până dreaptă. Eu sunt Liliana Busuioc, director executiv la Alianța Întreprinderilor Mici și Mijlocii din Moldova și Vă salut astăzi în cadrul evenimentului nostru, unde ne propunem împreună cu Sergiu Rumleanschi să discutăm despre instrumente financiare și tot ceea ce trebuie să cunoască un antreprenor în gestiunea financiară a afacerii. Înainte de asta, pe scurt, vreau să vă spun despre Alianța Întreprinderilor Mici și Mijlocii din Moldova. Suntem o asociație patronală care reprezentăm întreprinderile mici și mijlocii în calitatea lor de angajați și oferim diferit tip de suport pentru ca întreprinderile mici să se se dezvolte și să prospere. În acest sens, construim o comunitate de afaceri unde avem membri din diferite industrii care activează în Republica Moldova și aici mă refer la întreprinderi din IT, Horeca, producători din industria alimentară, prestatori de servicii, diferite tipuri de servicii și noi împreună, în calitate de aliați, ne ajutăm reciproc, ne susținem reciproc. Pe lângă aceasta, în cadrul a diferite tipuri de proiecte, AIM oferă servicii de consultanță și suport informațional. În acest sens, avem o echipă de experți care, în cadrul acestui eveniment, este finanțat de Fundația Soros Moldova, în cadrul proiectului asigurarea rezilienței pentru întreprinderi în timpul crizei. Așa că ne propunem să oferim consultanță și suport pe diferite aspecte, cele fiscale, legale și accesul la finanțare pentru ca să vă ajutăm să aveți posibilitate, acces la resurse, acces la consultații și la informații ca să depășiți mai ușor situațiile dificile care le aveți în procesul de desfășurare a afacerii. Și mai mult decât atât, una dintre misiunea noastră de bază este reprezentarea întreprinderilor mici și mijlocii în raport cu autoritățile. Noi suntem membri pe mai multe platforme de dialog public-privat, Consiliul Economic pe lângă prim-ministru, Platforma Societății Civile pe lângă Parlament, Comitet Consultativ pe lângă Serviciul Vamal, pe lângă Ministerul Finanțelor, unde noi devenim diferite tipuri de propuneri. În acest sens, doar cu caracter informativ vă spun că im a fost foarte activă. De, în perioada de septembrie am fost foarte activ în planul de acțiuni ale guvernului pentru următorii doi ani și avem și o mică istorie de succes. Una din întrebări care a fost identificată și problemă în dialog cu antreprenori care sunt membri în comunitatea antreprenorilor din Moldova, care este un grup de Facebook închis, dar și membrii asociației noastre, a fost înaintată către Parlament pentru a fi schimbată legislația. Și mă refer la extrasul bancar, extrasul, nu bancar, extrasul din registrul de stat, care cu toți îl document pe care de multe ori îl solicită multe instituții de stat, mulți furnizori și în special banca. De fiecare dată trebuie să mergeți la agenție servicii publice, să achitați acest extra, să luați în format fizic și să mergeți la bancă. Păi iată, noi am venit cu o inițiativă ca aceasta să fie interoperabilitatea asigurată între bancă și între agenției servicii publice pentru că voi să nu fiți nevoiți să alergați pe drumuri. Pentru că timpul este cea mai importantă resursă pe care o are o afacere mică și în special un antreprenor care trebuie să jongleze cu foarte multe aspecte. Eu am prezentat pe scurt asociația pentru ca să înțelegeți contextul pe care noi îl oferim, dar astăzi concret ne propunem să discutăm despre instrumentele de management financiar. Deci controlul banilor, Uh, înțelegerea foarte bună a cifrelor este un element critic în înțelegerea uh, la cum stau lucrurile în afacere, luarea deciziilor și, de foarte multe ori, din păcate, contabilii, în mare parte, la noi în țară, trebuie să lucreze pentru stat, făcând diferite tipuri de rapoarte pentru Inspectoratul Fiscal, Casa Națională de Asigurări Sociale, uh, Casa na Națională de Asigurări Medicale și mai puțin se acordă atenție și timp nevoilor firmei, suportul antreprenorului, că el să înțeleagă cum să jogleze aceste cifre. Spunând acestea, eu să-i ofer, deci noi astăzi avem alături de noi, vă rog tare frumos să fiți activi în chat și să ne spuneți dacă ne auziți, dacă ne vedeți, să ne spuneți, sunteți în calitate de antreprenor sau de contabil și pe parcursul la care Sergiu o să vorbească, puteți adresați întrebările, pentru că noi o să avem două blocuri de lucru. Unul o să fie tot și vorbește Sergiu și prezintă, după care noi o să avem cel puțin jumate de oră, 4-5 de minute, dacă o să fie nevoie să stăm și o oră, ca să vă răspundem la toate întrebările Și mesajul meu este către antreprenori, pentru că din cei care s-au registrat am văzut că sunteți și antreprenori și sunteți și contabili, către antreprenori este să fiți atenți, activi și să știți că să adresați întrebări și noi o să vă străduim să vă răspundem. Pentru contabil vă îndemn și vă încurajez foarte mult să uh, fiți un suport de valoare pentru afacerile în care lucrați uh, pentru ca afacerea în care lucrați și dedicați timp să se dezvolte. Eu o salut pe Sergiu și ofer cuvântul ca să trecem nemijlocit la, pe agenda și pe workshop-ul nostru. Bună ziua, Liliana! Salut pe toți antreprenorii cât și contabilii, tot auditoriul grupului nostru de astăzi. Eu îmi pare bine să intervin în calitate de expert și de consultant în mediul de afaceri atunci în care lucrurile și în situația în care noi actualmente ne pomenim într-o criză, într criză economică profundă cauzată de criza pandemică și anume în acest context cred eu și credem noi că ar fi destul de oportun să știm pe ce pârghii să apăsăm în afacerea noastră sau în afacerea dumneavoastră, astfel încât să rezistăm acestei crize, să facem față acestei crize și să implementăm cu succes și să facem unele acțiuni, astfel încât să asigurăm afacerii un, o continuitate și un nivel de profitabilitate adecvat. Ei bine, în speță, astăzi vorbim despre instrumente financiare, despre analiza financiară, despre uh, ce trebuie să întreprindă cel puțin un antreprenor în afacerea sa pentru a asigura să aibă o afacere profitabilă, să aibă o afacere... Continuă și nu în ultimul rând aceasta să fie fezabilă din punctul de vedere că doar antreprenorul reprezintă investitorul, cel care este și cu riscul, dar cel care este și cu așteptările financiare de pe urma investirii unui sau altui în mijloc în afacerea sa. E bine, managementul financiar în general este o temă care nu este foarte pe larg abordată, din păcate, la noi în în mediul de afaceri, mă refer în oferta de traininguri expuse la moment pe piață. Din acest considerent, eu consider că nu doar managerii financiari, nici mijlocit trebuie instruiți, dar simpli antreprenori și simpli contabili trebuie să aibă la îndemână niște instrumente elementare, niște instrumente utile de care să poate care să poată gestiona eficient compania sa. Eu în continuare o să încerc să fiu pe cât de. să intru în subtilități, dar pe cât de simplu, astfel încât să fiu înțeles pe limbajul antreprenorului, că de multe ori, așa am trecut, avem un, un, un auditoriu mixt antreprenor-contabil, limbajul lor de comunicare este un pic diferit. Noi o să încercăm să dăm posibilitatea antreprenorilor să înțeleagă din punct de vedere financiar care este starea financiară a companiei sale. În general, la ce este necesară o gestiune financiară eficientă în companie și care sunt instrumentele și metodele de gestiune, analiză financiară, astfel încât antreprenorul să ia decizii în baza cifrelor și în baza analizelor financiare ale situațiilor financiare din compania sa. E bine, în general avem două, două tipuri sau două categorii mari de antreprenori. Unii fac investițiile bazându-se pe un plan de afaceri, bazându-se pe o simulare financiară, bazându-se pe unele pronosticuri, bugete, planificări, etc. O altă parte a antreprenoriatului acționează așa mai mult instinctiv sau emotiv, dacă doriți, și face unele investiții fără a lua în calcul unele cifre, unele situații financiare care este necesar de a le planifica și de a le previziona. E bine, în agenda noastră de astăzi discutăm practic despre trei subiecte de bază, în general despre esența și rolul managementului financiar pentru antreprenori. O să vedem care sunt instrumentele de bază ce țin de analiza financiară și care este baza în luarea deciziilor manageriale. O să discutăm despre investiții și valoarea banilor în timp, despre planul financiar, indicatorii financiari și, nu în ultimul rând, despre fezabilitatea efectorii investiției, un subiect mai puțin abordat recent și un subiect care este foarte util. De a fi abordat atunci când inițiați afacerea dumneavoastră. Și probabil în ultima, ultima rundă este runda de întrebări, răspunsuri, care noi vă îndemnăm să o scrieți în chat și la urmă ne rezervăm un timp pentru a răspunde la toate întrebările dumneavoastră pe tema gestiunii financiare. E bine, probabil ce este un management financiar este bine cunoscut de toată lumea. Deci, un manager, în general, trebuie să gestioneze eficient afacerea din punctul de vedere al alocării resurselor sale, așa încât resursele, în primul rând, sunt niște investiții care sunt scumpe pe moment și, în mare parte, trebuie să asigure ca implementarea acestor resurse să genereze profituri, să genereze dividende, să -i genereze cash flow-uri, astfel încât să asigure creșterea afacerii dumneavoastră sau creșterea firmei în contextul asigurării unei siguranțe a patrimoniului întreprinderii respective. Deci, în mare parte atunci când vorbim despre eficiență financiară, vorbim, cred că, în mare măsură despre maximizarea profitului. Deci, practic, aceasta este țelul sau reperul de bază cred că a multor antreprenori, profit cât mai mare, rezultate financiare cât mai bune, eficiență cât mai înaltă, cifră de afaceri în creștere și așa mai departe. însă aici vreau ca să înțelegeți următorul moment. Deci o gestiune financiară bună nu ar trebui să includă doar obiectivul creșterii financiare a companiei, deoarece da, sigur că aceasta este o tendință sau aceasta este un reper, însă creșterea indicatorilor de eficiență, adică indicatorilor de randament, cum ar fi rentabilitatea profitului brut, rentabilitatea activelor, rentabilitatea capitalului propriu și alte, alți indicatori necesari a fi atât calculați cât și monitorizați, atât în dinamică cât și în comparație cu concurenții dumneavoastră din ramură anume acești indicatori de eficiență ne vorbesc care este eficiența investiției dumneavoastră în afaceri. Deci, practic, dacă vorbim despre un randament, nu este altceva decât raport dintre efect la efort. Deci, dacă comensurăm dar cifrele absolute, să zicem că am obținut în careva cifră de afaceri X sau profit Y, asta este doar o primă imagine, însă despre eficiența utilizării resurselor financiare, ne vorbesc indicatorii de randament, de randament financiar. Deci, obiectivele în mod normal strategice ale unui management financiar în mare parte se bazează pe creșterea rezultatului financiar, adică creșterea profitului, profitului net, care în mare măsură este determinată de creșterea cifrei de afaceri. Deci, în mare parte, noi sau dumneavoastră, în calitate de antreprenori, avem această tendință de a o crește atât pe cale intensivă, cât și pe cale extensivă. Pe cale intensivă sau mărirea prețurilor la produse sau servicii sau mărirea cantităților respective. Pe de altă parte, dacă e vorba să asigurăm un nivel de rentabilitate adecvat, Comensurarea costurilor sau monitorizarea costurilor să zicem așa, de producție este un alt element sau un alt obiectiv ale managementului financiar pentru a asigura în cazul dator rentabilitatea al profitului brut adecvată situației dumneavoastră. După cum am spus, obținerea unor rezultate financiare bune sau optime pentru antreprenor, nu presupune în sine doar guana după cifra de afaceri și după profituri, așa întrucât există companii profitabile și există companii care bine mersi înregistrează o cifră de afacere în creștere dinamică, însă se confruntă cu situații financiare mai puțin plăcute, mai ales acum în contextul unei crize economice. Deci, în mare parte antreprenorii se confruntă cu criza de cash flow sau criza de cash. Deci, de multe ori, chiar clienții multor companii de consultanță vin și au o asemenea. Deci, având niște rezultate financiare bune, au, se confruntă cu deficitul acesta de cash flow, de parcă ar fi rezultatele financiare sunt ok, dar unde sunt banii efectivi? Căci de multe ori rolul unui manager financiar este de a asigura anume echilibru financiar al entității prin prisma de a asigura pe de o parte profitabilitatea afacerii, dar pe de altă parte de a asigura un grad înalt sau un grad adecvat de lichiditate și implicit de solvabilitate. Căci nu putem vorbi despre o continuitate a unei afaceri în orice domeniu n-ar fi ea, dacă nu îi asigurăm un grad de lichiditate, adică un grad de, uh, satisfacere sau, uh, de satisfacere a datoriilor pe termen scurt și pe termen lung, utilizând mijloacele financiare. Mai mult decât atât, orice afacere implică în sine, după cum bine știți, și riscuri. Nu putem avea, teoretic, o afacere profitabilă cu riscuri minime și invers. Deci anume punctul ăsta de echilibru risc-profitabilitate este în obiectivul strategic a oricărui manager financiar. Deci încă o dată subliniez, o să ne oprim în mod special și la gestiune de cash flow ca instrument de gestiune financiară eficientă, căci atunci când o entitate nu își poate asigura un grad de lichiditate sau un grad de solvabilitate adecvat, nu putem vorbi despre un, o atenuare a riscului de faliment sau riscul de insolubilitate și nici de cum nu putem vorbi despre o continuitate a afacerii în sine. Privitor la gestiunea riscurilor financiare. Deci în mare parte dumneavoastră în calitate de antreprenor. Dacă aveți în entitatea dumneavoastră un manager financiar sau, după uh, posibilitatea, să zicem, un contabil care vă, da, vă, vă dă careva uh, consultanțe sau consiliere în afacerea dumneavoastră, gestiunea riscurilor este exclusiv pe domeniul financiar și anume, uh, în mare parte, atât riscul de exploatare, riscul de îndatorare, riscul de faliment și riscul valutar sunt cele patru categorii de riscuri care trebuie monitorizate și trebuie atenuate pe măsura posibilităților. Și aici o să mă opresc la fiecare categorie de risc și care ar fi instrumentele de monitorizare și de diminuare acestor riscuri. Deci, dacă vorbim din, prin prisma managementului financiar, pe păi atunci riscul de exploatare ar include în sine un risc de asigurare a continuității afaceri prin prisma generării unui profit prin asigurarea unei creșteri constante a cifrei de afaceri. Deci, în mod normal, orice antreprenor își pune această sarcină la managerii de vânzări ai săi, prin diferite instrumente, astfel încât să sporească acest rezultat, căci doar cifra de afaceri este locomotiva care va aduce de pe urmă rezultatele financiare în companie. Deci, de fapt, cum sunt cum este făcut planul de marketing, care este strategie de marketing a companiei, care este. Deci, comportamentul pe piață al dumneavoastră depinde foarte mult nivelul cifrei de afaceri și, implicit, rezultatele dumneavoastră sau veniturile dumneavoastră din vânzări înregistrate. Dacă e să ne referim pe nivelul sau pe filiera costurilor, deci, anume pe acest domeniu. Deja, instrumentele pentru antreprenori sunt diferite. Deci, diminuarea costurilor, dacă, dacă de multe ori prețurile mai mult sau mai puțin, sau sunt plafonate, sau sunt dirijate de către piață, așa încât avem o piață de liber schimb și suntem într-o economie de piață, și cererea și oferta dictează prețul până la urmă. Păi atunci dumneavoastră, în calitate de antreprenori, vă revine sarcina primordială de a gestiona și de a vă eficientiza costurile dumneavoastră de producție. Și dacă vorbim aici despre costurile, despre repartizarea costurilor, să zicem, indirecte în, în cadrul companiei dumneavoastră, chiar de criteriul acesta de repartiție depinde foarte mult ce rentabilitate a unui produs o să obțineți. Aici vreau să fac o mică remarcă. Deci multe companii analizează sau tind să analizeze unii indicatori financiari la nivel global și cu asta se finalizează toată analiza financiară. Deci este imposibil să analizăm doar prin prisma, de exemplu, a unui coeficient sau unei, unei rentabilități globale a profitului brut al companiei. Noi putem să avem o rentabilitate al profitului brut să zicem de 20%, dar să avem multe produse sau multe servicii care practic nu sunt rentabile și care trebuie eliminate. Deci în acest context, dacă veți analiza uh, rentabilitatea individuală sau rentabilitatea per grup a fiecărui serviciu sau a fiecărui produs, desigur, după posibilitate, veți, veți putea să detectați acele produse sau servicii mai puțin rentabile, să lucrați la rentabilizarea acestora, la eficientizarea acestora sau în general să le excludeți din ciclu sau din sortimentul dumneavoastră de produse sau servicii prestate. Riscul de exploatare în sine presupune de asemenea și implementarea unor asemenea mecanisme ca să vă asigurați continuitatea afacerii dumneavoastră și aici o să vă dau un mic exemplu. Deci să zicem că dumneavoastră aveți un stoc de marfă sau, stocuri, sau niște stocuri de produse pe care ulterior le comercializați și ca manager financiar eu vă sugerez să aveți cât mai puține stocuri posibile, adică ca viteza de, să zicem așa, de rotație a stocurilor să fie cât mai optimă, în sensul cât mai rapidă, adică cât mai rapid stocurile dumneavoastră de produse sau de mărfuri să se transforme în cifră de afaceri, adică să se fructivizeze în careva rezultat financiar. Dacă dumneavoastră o să accelerați acest proces, puteți rămânea în situația în care sunteți în deficit de stocuri pentru a asigura continuitatea procesului de producție. Și aici trebuie asigurat un echilibru între viteza de rotație sau asigurarea unei viteze de rotație optimă și asigurarea unei continuități a afacerii dumneavoastră prin prisma, prin prisma asigurării stocurilor de materie primă. O altă categorie importantă de gestionare este gestionarea riscului de îndatorare. Și aici o să mă refer în mare măsură la faptul că în entitate, de fapt, există două surse mari de finanțare a afacerii dumneavoastră. Și probabil o cunoașteți: este capitalul propriu și este capitalul împrumutat. Deci este foarte simplu și foarte. Uh, Leger, atunci când vă confruntați cu o problemă de cash flow sau cu o problemă de necesități financiare pentru efectuarea sau a unei investiții pe termen lung sau finanțarea afacerii dumneavoastră pe termen scurt, mergeți la un finanțator, mergeți la o bancă și obțineți un credit. Nu întotdeauna resursele creditare sunt cele care vă salvează afacerea dumneavoastră și sunt foarte multe cazuri în care. Supraponderarea sau supra solicitarea de credite poate ca un balast duce afacerea dumneavoastră la fund. Deci, în sensul acesta, un manager bun trebuie să comensureze și să vadă sunt pe deplin resurse financiare interne în companie pentru a face față situației financiare astfel încât să la maxim să evităm evitarea să evităm finanțarea din partea surselor externe, fie această bancă, fie această alt investitor sau alt cofondator. Mai mult decât atât, îndatorarea de multe ori vă salvează problema pe moment, însă vă implică dificultăți de cash flow, adică vă diminuează cash flow pe termen lung. Mai mult decât atât, un, o îndatorare sau o creditare din partea unui finanțator vă implică și cheltuieli suplimentare, care un pic vă deteriorează, poate și semnificativ, în, în mare parte ieșind din costurile și din dobânzele aplicate de bănci, vă uh, dau o influență negativă și asupra rezultatelor dumneavoastră financiare. Uh, aici, cu cât autonomie financiară a entității dumneavoastră este mai mare, adică aveți un grad mai mare de independență financiară față de resursele externe, cu atât, deci este mai benefic pentru companie și riscul ăsta de îndatorare este monitorizat mai bine. Riscul de faliment. Deci am vorbit la începutul ediției că este foarte important de a asigura un balans sau un echilibru între profitabilitate și lichiditatea companiei dumneavoastră. Deci, riscul de faliment survine atunci când dumneavoastră sunteți sau puteți. Fi în incapacitate de plată. Deci, incapacitatea de plată dumneavoastră se soldează sau este cauzată de faptul că nu aveți suficiente resurse lichide pentru a achita datoriile dumneavoastră, atât pe termen scurt, cât și eventual unele datorii pe termen lung. Pentru evitarea acestui risc de faliment, există mulți indicatori și, în special, indicatorii de lichiditate care trebuie gestionați, comensurați și, nu în ultimul rând, emise emisie care va recomandări în îmbunătățirea coeficienților sau indicatorilor de lichiditate. Asta nu ar însemna nici de cum că dumneavoastră ar trebui să asigurați o lichiditate cât mai înaltă. Mulți antreprenori spun că, ok, dar ce facem noi atunci când, da, noi asigurăm o lichiditate înaltă, dar. Pe de altă parte, nu ne putem asigura o profitabilitate înaltă, că atâta timp cât aveți resurse lichide, aceste resurse în mare măsură nu sunt profitabile și nu vă generează veniturile scontate. Deci, din punctul ăsta de vedere, pentru evitarea riscului de faliment, este foarte recomandabil, mai ales în situațiile de criză economică, în situațiile de... chiar și în situația în care ne pomenim noi astăzi, de a învăța sau de a prognoza cash flow-ul dumneavoastră în companie și ar fi de dorit că cu cât presiunea crizei economice se mărește, cu atât intensitatea sau frecvența acestei prognoze, prognoze de cash flow să fie mai mare. Astfel încât dumneavoastră să puteți să, să preveniți riscurile financiare și să preveniți un eventual risc de faliment. Deci în cazul respectiv de multe ori companiile analizează retrospectiv situațiile sale financiare, însă previziunea în cazul dat este o, un instrument de, un instrument financiar de aplicare prospectivă, în care puteți prezice sau puteți acționa a priori, adică înainte ca evenimentul nefast să se întâmple în compania și o ultima categorie de risc, dar care nu trebuie ignorată, este riscul valutar. Deci de multe ori și-am întâlnit chiar situații din practică în care deci diferențele de reevaluare sau diferențele de curs valutar în mare măsură influențau negativ rezultatul financiar al entității. Gestionarea acestui risc valutar, din mare parte a măsurii, în mare parte, nu este pe măsura antreprenorului sau nu este în puterea antreprenorului. Dumneavoastră sau noi, dacă am putea gestiona pe deplin cursul valutar sau implicit riscul valutar, cred că afacerile noastre ar fi cu tot un alt domeniu și ar fi destul de profitabil. Așa pentru că fluctuația sau valutară sau cursul valutar depinde de foarte mult de factori micro, macroeconomici, dacă doriți și de factori politici, Păi atunci, noi nu, ne putem decât, nu putem decât controla acest risc valutar, dar parțial din partea antreprenoriatului. Sigur că există destul de multe instrumente spre atenuarea acestui risc valutar, instrumente de procurare, de exemplu, a valutei prin opțiuni sau la cursul forward, adică la un curs predicționat la un curs predicționat la nivelul cursului viitor, pentru ca la o dată viitoare să puteți cumva opta sau alege între cursul spot sau cursul de la moment și cursul futures, care dumneavoastră îl aveți în contractul de opțiune. E bine, este un instrument care este mai rar întâlnit, este mai des întâlnit în industria financiară sau în aplicat de către dealerii valutari în cadrul instituțiilor financiare din Republica Moldova, dar totuși să știți că puteți totuși acest risc să-l atenuați și să-l diminuați, chiar dacă în mare măsură el poartă un caracter necontrolabil de către entitate. Funcțiile unui management financiar. Deci, în primul și în primul rând, este gestiunea eficientă a activilor. Așa, întrucât activele reprezintă ce? Investiția și reprezintă patrimoniul pe care dumneavoastră riscați sau care este implicat în procesul dumneavoastră de producție sau de prestare a serviciilor, anume gestiunea eficientă a activelor este o funcție primordială a unui manager financiar. Și dacă vorbim despre structura activelor dumneavoastră, în calitate de entități, aveți o structură foarte și foarte diferită. Aceasta depinde de profilul entității dumneavoastră. Aceasta depinde de. Uh, mă rog, piața pe care o deserviți, contextul economic, etc. Multe companii sau mulți antreprenori își direcționează investițiile în finanțarea unor active pe termen lung, alții în finanțarea unor active curente. Să știți că concentrația finanțării sau concentrația investiției dumneavoastră în ceea ce privește activele sau obiectul investit al dumneavoastră depinde foarte mult de profilul afacerii care îl gestionați. Este practic ne anormal ca o companie, ca de exemplu, care este din domeniul comerțului sau din domeniul, să zic așa, prestării de servicii, să investească în mare parte în imobile, așa întrucât comerțul presupune alocarea unei resurse financiare destul de consistente, anume în active circulante, de exemplu. Și nu putem investi în același moment în active imobilizate și în active circulante. O altă funcție ale managementului financiar este gestiunea eficientă a capitalului. Deci, după cum bine știți, capitalul în mare parte și în special cel împrumutat, necesită fi gestionat eficient, dar care este capitalul cel mai esențial sau cel mai important pentru companii? Desigur, este capitalul propriu. Eu foarte am, am unele întrebări față de antreprenoriat. Care este valoarea întreprinderilor sau care este valoarea afacerilor? Și dacă dumneavoastră cunoașteți, vă rog mult să ne scrieți în chat. Cum credeți? Cum sau de la ce cifră sau de la ce reper ar trebui să pornim ca să comisurăm cât costă afacerea noastră? Parcă s-ar părea că este o întrebare destul de simplă, dar să știți că foarte, primim foarte răspunsuri diferite. Deci, dumneavoastră, în calitate de antreprenor, în primul rând, dumneavoastră trebuie să știți cât valorează sau cel puțin cât ar valora businessul dumneavoastră. Dacă nu o să aveți răspuns, până la urmă, noi o să vă comunicăm cam care ar fi reperele de la care pornim spre. Comisurarea costului sau valorii afacerii dumneavoastră. E bine, dacă revenim la gestiunea capitalului, atunci o gestiune eficientă a capitalului propriu presupune o repartizare optimă a acestui capital, căci capitalul pe care dumneavoastră îl obțineți sub formă de profit poate fi distribuit diferit în cadrul companiei dumneavoastră. Multe companii îl distribuie cum? În mod clasic, sub formă de dividende parțial sub formă de dividende, alții îl reinvestesc în afacere sau își sporesc capitalul statutar sau alternativ își creează unele rezerve. Deci, de fapt, cum este gestionat capitalul depinde foarte mult succesul afacerii dumneavoastră și Faptul că el este repartizat în exclusivitate sub formă de dividende sau sub formă de majorare a capitalului statutar, este de, deja, ține deja de atribuțiile unui manager financiar eficient. Nu putem repartiza, în cazul dat dacă noi trecem mai detaliat la politica de dividende acceptate de companie, nu putem repartiza dividendele unei companii sau unei societăți. În momentele în care această societate se confruntă cu ce? Cu capital propriu insuficient sau cu mijloace lichide insuficiente. Gestionarea investițiilor. Gestionarea investițiilor, de asemenea, este o funcție importantă a managementului financiar și, de multe ori, noi suntem în faza, sau dumneavoastră, în calitate de antreprenori, sunteți în faza de investiții, atât în faza incipientă, atunci când vă startați afacerea, cât și pe parcursul. Derulării afacerii, este foarte bine să comensurați și să raportați valoarea investiției versus la beneficiile sau versus la cashflow-urile generate de pe urma afacerii dumneavoastră și să calculați anume indicatori specifici investiției, cum ar fi, spre exemplu, valoarea actualizată netă, perioada de recuperare a investițiilor. Valoarea punctului critic, rata internă de rentabilitate, etc., pentru ca să puteți, în momentul în care aveți mai multe posibilități sau în momentul în care aveți mai multe oportunități de a investi, să știți pe care proiect este mai fezabil să investiți sau să puneți accent. Gestiunea fluxului de numerar. Deci fluxul de numerar. În mod normal, este o parte a situațiilor financiare ale entităților dumneavoastră, și de faptul cum dumneavoastră îl gestionați și îl îmbunătățiți, depinde factorul cum vă asigurați un grad de lichiditate adecvat companiei dumneavoastră și vă diminuați riscul de insolabilitate. Și gestiunea riscurilor financiare și a situațiilor financiare de criză, deci, în mare parte, un bun manager financiar face un impact sau negativ, adică înscenează un, o situație de criză pe profilul entității dumneavoastră și vă emite unele rezultate la ce vă puteți aștepta în situațiile în care survine una sau alta situație critică din punct de vedere financiar în compania dumneavoastră. Ok, în continuare o să vorbim care este locul și care ar trebui să fie locul managerului financiar în cadrul entității dumneavoastră. Deci, și eu sunt 100% sigur că în multe companii, mai ales cele care se află în faza de startup, cele care sunt mici, nu mai au nimic locit o funcție dedicată unui asemenea management financiar, nici mai vorbim despre o. Structură dedicată gestiunii managementului financiar în cadrul entității. Deci, în mod normal, locul unui manager financiar în cadrul unei entități ar trebui să fie, în regula generală, ar trebui să fie în mare parte separat de cel care vă generează situațiile financiare în entitate. Și cine generează situațiile financiare ale entității dumneavoastră? Cu siguranță, le generează departamentul contabilitate sau contabilul șef. Deci nu este recomandabil ca funcția de manager financiar al entității să fie cumulată cu funcția de contabil sau cu funcția de contabil șef al entității dumneavoastră. Și din ce cauză? Din cauza că așa întrucât contabilul este autorul situațiilor financiare ale dumneavoastră, el, să zic așa, traduce evenimentele economice în conturi contabile și ulterior în situații financiare, cum este bilanțul contabil, situația de profit și pierderi, etc. Managerul financiar este cel care aceasta are la bază de a face și de a analiza anume situația financiară prin prisma rezultatelor financiare pe care le obțineți. Și dacă tot contabilul le și generează și el și le analizează, nu este asigurat acel principiu de control sau acel principiu de, să zic așa, principiu de patru ochi în entitate. Deci aceste două funcții în mare parte trebuie separate pe cât de posibil. Deci el doar trebuie să vă furnizeze contabilitatea, trebuie doar să furnizeze informație de bază la care analitic sau consilierea financiară trebuie să o facă o persoană distinctă din domeniul contabil. Deci de multe ori, dacă entitatea este relativ mică, noi spunem că așa întrucât contabilul este cu mâna pe cifre și cu mâna pe situații financiare, lasă el să facă o analiză financiară a entității, să ne spună soluțiile. Nu! Nu este recomandabil din simplu motiv că el inițial sau a priori poate să facă conștient sau inconștient unele erori, nu mai zic de unele, nu, nu de -a doamnă fraude, care se răsfângă negativ asupra situațiilor financiare sau invers, pozitiv asupra situațiilor financiare, la care realitatea situațiilor financiare pe care dumneavoastră le analizați, deci nu este efectivă, adică sau nu satisface realității. Din punctul ăsta de vedere, eu recomand ca gestiunea financiară a entităților mici să fie totuși în mâna dumneavoastră, în calitate de antreprenor, în calitate de director sau în calitate de investitor. Rolul contabilului, încă o dată vă zic, doar de furnizare a informației primare. Poate fi și altă soluție, puteți să încredințați această funcție, de exemplu, managerului pe vânzări, să zicem. Totuși, oricum, în entitate cât de mică n-ar există un manager pe vânzări care accelerează, monitorizează vânzările și face ca întreprinderea dumneavoastră sau entitatea dumneavoastră să crească din punct de vedere financiar continuu. Lui puteți să încredințați această funcție așa încât el cunoaște mai bine profilul clienților dumneavoastră, profilul produselor sau serviciilor comercializate sau prestate, etc. Deci nici de cum după posibilitate să fie concentrată în cadrul sau să fie concentrată în mâinile contabilului sau departamentului contabilitate. Deci aici aveți o Sorry. în entitățile mici, de exemplu, avem practic concentrarea sau rolul managerului financiar este în gestiunea conducătorului subdiviziunilor de producție sau subdiviziunilor comerciale. Și este separată rolul de contabil șef în orice organigramă. În instituțiile mari avem un departament de obicei dedicat ce se ocupă cu gestiunea financiară și în mare parte acest departament nu se supune și nu se subordonează departamentului contabil. Deci asta este ca o regulă, o regulă nescrisă, dar o regulă care va asigura la dumneavoastră un control adecvat și va asigura o analiză financiară și niște rezultate ale analizei financiare care să fie destul de obiective. Ceea ce ține de direcțiile managementului financiar în entitate, deci în mare parte avem parte de finanțare prudentă a afacerii și finanțarea prudentă a afacerii presupune în sine a, e, deci, asigurarea sau implementarea unor instrumente de financiare care presupun un grad minim de risc pentru dumneavoastră. Și vă dau aici un exemplu. Atunci când decideți să mergeți la o bancă sau la un finanțator pentru a finanța afacerea dumneavoastră, Mergeți din punctul de vedere că nu aveți resurse, însă trebuie să fiți conștienți că un output de cash flow pe termen scurt sau pe termen, pe termen lung vă poate deteriora situația financiară cât și situația de cash flow dacă inițial nu ați prognozat acest cash flow, să zicem, în planul dumneavoastră de afaceri. Deci când mergeți la o bancă, banca nu în dar solicită de la dumneavoastră prezentarea unui plan de afaceri sau unui business plan. Elementul esențial sau cerința esențială al băncii este de a asigura că în componența acestui business plan să fie o prognoză a cash ului astfel încât finanțatorul sau creditorul să introducă datele ce ține de graficul de rambursare a creditului dumneavoastră să vadă dacă nu cumva, dumneavoastră vă, vă veți confrunta cu unele probleme financiare pe parcursul derulării creditului. O altă direcție ale managementului financiar este realizarea de rezultate financiare pozitive. În mod normal, nu putem vorbi despre o uh, cifră de afaceri în descreștere ca să ne genereze niște profituri nete sau niște rezultate financiare pozitive pe, pe, final. Nu în ultimul rând, după cum am spus, politica investițională sau realizarea acelor proiecte investiționale fezabile din punct de vedere financiar trebuie să persiste în direcțiile management financiar pentru astfel încât el să vă zică pe care filieră sau pe care proiect să optați astfel încât investiția dumneavoastră, în primul rând, să fie sigură, într-al doilea rând, să fie rentabilă și recuperabilă. Tipurile de decizii financiare. Deci există trei mari categorii de decizii financiare. Acestea sunt de investiții financiare și de repartizare a profitului. Deci în mare parte decizia de a investi este în faza incipientă sau în faza de presetare a afacerii și atunci, cum v-am spus, unii comensorează riscul, alții acționează uh, la nivel emotiv sau la nivel instinctiv, fără a lua în considerație uh, rezultatele financiare planificate, simularea financiară pe care trebuie să o efectuați sau unii indicatori investiționali care trebuie uh, trebuie calculați. Decizia, finanția, decizia financiară de a finanța afacerea sau de a autofinanța afacerea, de multe ori să știți că în interiorul companiei vă puteți descurca, cum am zis, și fără unele credite, mai ales unele credite pe termen scurt. Deci atunci când, de multe ori, antreprenorul se confruntă cu o criză de cash flow, merge la bancă și contractează un credit. De moment care este denumit un credit overdraft. Creditul overdraft în mare parte este cel mai scump credit ca cost care există în instituția financiară. Da, el va acoperi necesarul de cash flow, însă aceasta este în primul rând pe termen scurt, într-a doilea rând este și implică costuri relativ mari. Din punctul ăsta de vedere atunci când vă autogenerați un surplus de cash flow din companie, și noi să vorbim în continuare care sunt instrumentele de autogenerare a unui cash flow din interior, din companie, abandonați opțiunea de a finanța afacerea dumneavoastră din surse externe. E și un alt tip de decizie financiară este decizia de a repartiza profitul. Am vorbit în acest sens, noi profitul îl putem repartiza. Sub formă de dividende, sub formă de creare rezervelor, sub formă de majorarea capitalului statutar și sub formă de reinvestire acestuia în afacere existent. Deja în dependență de profilul dumneavoastră și în dependență de uh, cash flow sau de lichiditatea companiei, acționați uh, astfel încât pe de-o parte dumneavoastră în calitate de investitor, sigur că vă asigurați cu dividende, că ăsta este scopul și asta este metoda de a recupera investiția în orice companie, dar pe de altă parte nu putem în mod abuziv repartiza, abuziv mă refer preponderent, repartiza deci profitul obținut de dumneavoastră exclusiv sub formă de dividende, astfel încât să lăsăm compania sub formă de presiune financiară atât la nivel de cash flow, cât și la nivel de capital propriu. Deci, în continuare, deci, în mare parte despre rolul managerului financiar noi am vorbit: stabilitate financiară, diminuare și control al riscurilor, creșterea rentabilității afacerii. Și aici, în mare parte, este gestiunea și calculul coeficienților de rentabilitate, atât financiar, cât și non-financiar. Controlul lichidităților, cum am spus, deci ce ar însemna un control al lichidităților? Deci atunci când dumneavoastră, în calitate de antreprenor, vă puneți întrebarea, ok, nu am bani suficienți lichizi azi, luna aceasta, nu am luna următoare, înseamnă că în entitatea mea se întâmplă unele procese improprii sau unele procese anormale care eu trebuie să le reglez. Deci atunci când o entitate se confruntă cu un deficit de cash flow, asta ar însemna că sau nu sunt bine comensurate și gestionate stocurile pe care le aveți, sau nu se execută o, cu o viteză adecvată nivelul de conversie creanțe versus bani, cifră de afaceri bani, sau dumneavoastră tindeți ca datoriile dumneavoastră să le achitați într-un timp cât mai restrâns. Să știți că există instrumente de sporire a lichidităților pe cale internă care sunt necesari de a fi gestionați de către dumneavoastră. E și nu, nu în ultimul rând, optimizarea proceselor operaționale. Deci un manager financiar poate optimiza procesele operaționale, sigur, în măsura în care să asigure pe de o parte o profitabilitate a afacerii, pe de o parte o lichiditate și un risc de insolvabilitate minim. În continuare, aici aveți exemplificate ce, care sunt sursele de analiză în cadrul entității dumneavoastră, ce ar trebui să presupună, care este baza analizei financiare a entității dumneavoastră. Deci, în primul rând, sunt situațiile financiare. Deci, cum am spus, situațiile financiare sunt și reflectă niște. reflectă totalitatea operațiunilor dumneavoastră înregistrate în cadrul companiei, reflectă situația atât patrimonială cât și financiară a entității dumneavoastră în care vă aflați. Analiza acestora vă dă unele directive cum să acționați pe viitor. Deci componentele situațiilor financiare, în mare parte contabile, o cunosc 100%, probabil și antreprenorii, sunt bilanțul contabil, situația de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxului de numerar și notele la situațiile financiare. Da, avem aici câteva comentarii. Okay, okay. Eu între timp, oricum noi le preluăm la final, dar în timp vă rog toți cei care sunteți prezenți, vă rog tare frumos să scrieți în chat, pentru că noi la final avem bloc de întrebări, răspunsuri, dezbateri. Așa că vă rog tare frumos, fiți activi, scrieți pe chat, pentru că la final noi ne întoarcem la ele și ca să avem, avem ideile care vă vin pe moment și comentariile să le putem dezbate. Da, doamne, da, am să le facem, facem loc așa un loc așa mai concentrat, mai concentrat în rubrica de întrebări-răspunsuri, pentru a nu intercala foarte mult întrebările cu materialul care tind eu să le, să le, să le expun acum. Deci, eu vă încurajez la maxim să acordați întrebările în chat. Noi o să ne rezervăm, probabil, jumătate de oră, Ileana, sau o să vedem cât, independență de volumul întrebărilor acumulate, ca să facem față și să răspundem la toate neclaritățile și întrebările care dumneavoastră le aveți pe plan sau ce ține de domeniu financiar. Deci, revenind la situațiile financiare... Deci bilanțul contabil este acel raport care vă reflectă situația patrimonială la care se află entitatea dumneavoastră la, un anumit, la o anumită dată sau la o anumită situație. Deci în mare parte aici avem atât partea de activ, adică partea de patrimoniu, cât și partea de pasiv, care nu este altceva decât sursa de formare a activului. Sunt atât surse proprii care este reprezentat prin capital propriu, cât ce surse în promutate. Deci, analiza bilanțului contabil sau analiza situațiilor financiare prin prisma bilanțului contabil vă dă posibilitatea să analizați pur patrimonial care a fost sau evoluția patrimonială a entității dumneavoastră, de exemplu, activele au crescut sau creanțele s-au diminuat sau activele de imobilizările corporale au crescut, etc., atât din punct de vedere dinamic, cât și din punct de vedere structural. Situația de profit și pierderi, practic ce? Întruchipează rezultatul financiar al entității dumneavoastră, adică ceea ce generează un plus valoare companiei. Deci, practic, capitalul propriu al entității dumneavoastră conține un element care este denumit ca profit nedistribuit și anume, situația financiară se regăsește inclusiv și în bilanțul sau în situația patrimonială a companiei dumneavoastră sub formă de capital propriu. Situația modificărilor capitalului propriu, de asemenea, este o sursă sau o parte din situațiile financiare. O... Un raport destul de prețios este situația fluxului de numerar sau cash flow. Pe care majoritatea dintre contabili îl execută și îl întocmesc doar atunci când se încheie situațiile financiare, adică la sfârșit de an. Deci știți că deosebirea mare dintre contabil și manager financiar este următoarea. Dacă un contabil se uită la situația dumneavoastră retrospectiv, adică istoric, el vă poate spune care a fost situația dumneavoastră la situația din 31 decembrie 2020 sau 2021, deci după ce exercițiul financiar deja s-a încheiat, rolul managerului financiar de a se uita prospectiv, adică de a prezice o situație, să zicem așa, mai puțin plăcută pentru dumneavoastră, și anume situația fluxului de numerar contabilei o întocmesc retrospectiv, pe când managerii financiari ar trebui sau trebuie să o prezică sau să-i facă prognoza cash flow-ului ca să știe în ce situație putem să ne confruntăm cu un deficit de cash, cu un deficit de numerar care fie o să ne creeze un apetit de creditare, fie nu de doamne ne dă spre un risc de insolvabilitate sau un risc de faliment. Și o altă componentă a situațiilor financiare este sau sunt notele explicative la situațiile financiare. Să știți că toate aceste situații financiare nu sunt făcute de către contabil de dragul autorităților statistice, autorităților fiscale sau a altor utilizatori instituționali de informații. Deci, situațiile financiare, după mine, sunt făcute în mare parte pentru dumneavoastră, ca dumneavoastră în baza analizei acestora să vă puteți lua decizii obiective, decizii corecte, decizii care să vă prevină uh, careva situații neplăcute din punct de vedere financiar. Anume, notele explicative la situațiile financiare sunt acele elemente care dumneavoastră nu le vedeți în mod de explicit prin cifre. Și aici o să vă dau unele exemple să zicem că sunteți o entitate care aveți careva creanțe. Și în bilanțul dumneavoastră vedeți că avem creanțe, să zicem, în valoare de X lei. Nu putem zice, reieșind din datele bilanțului contabil, care este calitatea creanțelor date. Poate aceste toate creanțe sau sunt expirate, sau în genere, sau sunt lucrative. Deci faptul că dacă creanțele dumneavoastră sunt expirate, în mod normal, probabilitatea de a încasa pe viitor unele resurse financiare scade pe măsura creșterii sau, pe măsura trecerii timpului. Anume, în notele explicative la situații financiare, contabilul nu zadar prin standardele naționale sau internaționale de contabilitate, este obligat să dezvăluie și să dezvăluie acele situații sau acele momente care nu sunt văzute în bilanțul contabil. Și atunci în notele explicative investitorul sau utilizatorul de informații vede că din valoarea X al creanțelor date, 50% este, sunt creanțe nelucrative. Și atunci puteți să vă dați seama care este impactul financiar nefast pentru dumneavoastră în viitor. Căci probabilitatea ca aceste creanțe să fie convertite în pierderi sau să vă diminuieze rezultatul financiar implicit este una destul de mare. Sau un alt exemplu o să vă dau. Aveți foarte multe active. În mod normal ați contractat unele credite pentru finanțarea afacerii dumneavoastră, dar o bună parte, dacă nu toate, din activele dumneavoastră reprezintă garanții la bancă sau reprezintă gajuri care garantează creditele contractate de către dumneavoastră. Și atunci când aveți un patrimoniu X, însă valoarea gajului sau valoarea garanției este o pondere sau este o parte uh, foarte mare din valoarea patrimoniului existent la compania dumneavoastră, atunci aceasta este un moment riscant pentru companie, așa întrucât în cazul în care nu se uh, deci resursele financiare sau contractele financiare nu se execută, banca sau alt finanțator poate intra în proprietatea acestor, acestor active sau acestui patrimoniu și situația patrimonială a intenției dumneavoastră se poate deteriora. Din acest punct de vedere, ceea ce este reflectat în notele explicative la situații financiare este necesar de a lua în considerație versus ceea ce este explicat sau ceea ce găsiți dumneavoastră atât în bilanțul contabil cât și în situația de profit și pierdere. Aici aveți și mai cu seama este pentru antreprenori, cei care nu se ocupă cu contabilitatea, care este structura simplificată a unui bilanț contabil. Deci în mare parte activele dumneavoastră sunt constituite din active imobilizate, stocuri, creanțe cât și disponibilități cash. Dacă observați, activele sunt aranjate într-o careva ordine în bilanțul dumneavoastră contabil, ordinea respectivă, în mare parte sau conform standardelor naționale de contabilitate, se aranjează în ordinea creșterii lichidităților. De la bunuri mai puțin lichide, bunuri mai puțin lichide, asta înseamnă că durează o perioadă mai mare de conversie a acestora în cash. Este mult mai complicat de a vinde un bun imobil decât de a ce? transforma o creanță în cash, de exemplu. Da? Și din punctul ăsta de vedere, anume în această ordine se structurează activul bilanțier în cadrul oricărei entități. Să știți că pentru entitățile din exterior, europene, de exemplu, Structura sau clasarea activelor bilanțierii este inversă decât o avem la noi. În primul rând este cash și după care sunt creanțele, stocurile și ulterior activele imobilizate. Și nu în zadar, această consecutivitate este păstrată și este aprobată chiar de standardele internaționale de raportare financiară, din cauza că cel mai prețios activ al dumneavoastră sunt disponibilitățile lichide. Din cauza dat, el este plasat pe prima poziție, după care investitorii se uită și la poziția 2, 3 și așa mai departe. Dacă ne referim la activul, adică la pasivul bilanțier, pasivul bilanțier nu reprezintă altceva decât sursele de formare a patrimoniului și, în mare parte, după cum am spus, este compus din capital propriu și din capital împrumutat, adică Datorii pe termen lung și datorii pe termen scurt. Să știți că elementul esențial sau cel mai prețios element din cadrul patrimoniului dumneavoastră este capitalul propriu. Asta, de, la, de aici pornește valoarea unei companii, anume care este capitalul propriu. Adică, în capitalul propriu, practic, se concentrează atât capitalul statutar, cât și profitul nedistribuit, rezervele și unele diferențe, de exemplu, din reevaluare. Acesta este riscul propriu al antreprenorului, care în mod normal trebuie comensurat și pe măsură ce mărimea sau ponderea capitalului propriu este mai mare în companie, pe atât capacitatea sa de autofinanțare este mai mare și nu este dependent de sus, externe, să zicem, de bănci, finanțatori externi, etc. Deci, în mod normal, componentele unui activ sunt activele imobilizate, adică activele sau proprietate deținute de entitate cu o durată de viață mai mare de 12 luni. Activele circulante sunt averea perisabilă cu o durată de până la 12 luni și alte active, adică niște conturi de regularizare, ca cum ar fi să zicem, unele conturi de contractiv, etc. Dacă să ne referim la unele formule sau unii indicatori foarte importanți de a fi aplicați în cadrul entității dumneavoastră. Eu cred că o bună parte dintre voi, antreprenorii sau dintre voi care sunteți prezenți astăzi ca participanți la curs, sunt probabil din domeniul producției sau din domeniul comerțului. În mare parte, în cadrul analizei dumneavoastră, trebuie să vă concentrați anume pe analiza activilor circulante, căci ponderea activilor circulante în entitatea dumneavoastră este una majoră, sau este una mare. De multe ori, și o să vă dau un exemplu de un caz real, deci cazul clasic cu care se confruntă un antreprenor. Merge la consultant și spune că ok, situațiile mele financiare sunt ok, am o cifră de afacere în creștere, un profit destul de bun, plătesc impozite la stat bine mersi, însă mă confrunt cu următoarea problemă. Permanent am deficit de cash flow, permanent nu mi-ajung resurse financiare lichide. Iarăși apelez la bancă, iarăși mi iau un credit, sau îmi refinanțez creditul existent, și așa mai departe, reacția este în lans, La care consultantul vine la client și spune că ok, eu ți rezolv problema cu o singură condiție. Mergem în primul rând în depozitul tău să vedem ce ai, ce stocuri de mărfuri sau de ce stocuri de materiale ai în depozit. Care credeți că este reacția antreprenorului? Spune că ok, nu ești de la fisc, ai venit să-mi verifici mie stocul. Eu te-am adus să-mi rezolvi problema mea financiară, te rog mult, ia documentele contabile și rezolvem cum aș putea eu acest deficit de cash flow să-l atenuiez. La care e consultantul, zic ok, îmi iau servieta și plec, dacă nu dorești, consilierea mea. Din ce cauză? Credeți dumneavoastră că el în primul rând a mers la verificarea stocurilor. Și ce a găsit el la întreprinderea sau la entitatea dată, a găsit în mod normal niște stocuri de care o să credeți dumneavoastră. Niște stocuri mari și niște stocuri învechite. Acolo au fost investiți banii lichizi, acolo se află disponibilitățile sale și în primul rând sunt investiți și nu le asigură, nu asigură entității o rotație constantă, nu asigură o conversie din stoc, stoc, marfă, bani, da? nu asigură o profitabilitate a afacerii mai mult decât atât atunci când dețineți stocuri abuzive, atunci, în primul rând, stocurile dumneavoastră se depreciază, se deteriorează și se investesc. Dumneavoastră suportați niște costuri suplimentare de uh, depozitare a acestor stocuri, mai mult decât atât să știți că acolo, de acolo provine deficitul de cash flow de multe ori de care, cu care dumneavoastră vă confruntați. Și anume gestiunea stocurilor sau gestiunea structurii stocurilor dumneavoastră este un element foarte și foarte important și dacă o să gestionați eficient această parte a activului, mă refer în special pentru cei care sunt din domeniul comerțului, că cei care sunt din domeniul imobililor, pentru ei stocul sunt imobile, adică ei nu mai au un stoc de active circulante, da? Cei care sunt din, această, din acest domeniu ar trebui să gestioneze aceste stocuri, și în mare parte aveți aici în prezentare de calcul, de exemplu, a unui indicator foarte important, viteza de rotație a stocurilor. Asta înseamnă cât de rapid stocurile dumneavoastră sunt convertite în ce? În cifre de afaceri sau explicit în bani. Și dacă stocurile dumneavoastră au o viteză de rotație mai mare, mai rapidă, atunci valorează o plusvaloare mai rapidă și atunci aveți un surplus de cash flow mai mare. Deci cu cât viteza de rotație a stocurilor este mai mare sau cu cât mai puține zile sau luni sunt necesare de a converti stocurile dumneavoastră în rezultate financiare, cu atât este mai benefic pentru entitatea dumneavoastră. Deci aici avem atât o formulă importantă a de rotație a stocurilor, cât și a viteză de rotație a creanțelor. Deci pentru companiile care au creanțe importante în bilanțurile dumneavoastră sau în situațiile dumneavoastră, doar aici conversia creanțe versus ce? Versus cifră de afaceri. Deci pentru cei care activează mai mult cu persoane fizice sau la care momentul incasării banilor practic coincide cu momentul facturării, nu o să aveți practic de lucru la acest, la acest capitol, așa pentru practic nu o să existe absolut nicio viteză de rotație a acestor creanțe. Aceste două formule sunt destul de importante în deosebi gestiunea vitezei de rotație a stocurilor. Capital. Deci, capitalul este un element destul de important pentru entitate. Deci eu, eu consider cel mai important element din situațiile dumneavoastră financiare. Aceasta, în primul rând, este investiția dumneavoastră proprie. Este uh, un element la care se uită orice finanțator, orice investitor care o să deschidă situațiile dumneavoastră financiare, prima la ce o să atragă o să atragă la mărimea sau la ponderea acestui capital propriu în total pasiv. Deci, în mare parte, băncile și la moment au o politică de creditare foarte prudentă și au chiar unele cerințe că activul finanțat trebuie să fie, deci, sau capitalul propriu trebuie să aibă o pondere minimă în capital sau în total pasivile ale companiei dumneavoastră. Altfel, în general, nici nu vă finanțează afacerea dumneavoastră. Deci ca componenta a capitalului propriu include atât capitalul social, cât și profiturile acumulate și nedistribuite, rezervele și diferențele din, din reevaluare. Să știți că sunt companii și pot fi companii care pot înregistra un capital propriu negativ. Dacă companiile înregistrează un capital propriu negativ, ele deja sunt pe cale spre faliment sau pe cale spre uh, insolvență. Uh, contul de profit și pierdere. pndl care în mare parte vă reflectă situația deja financiară, adică rezultatele financiare pe care dumneavoastră le obțineți. Nu putem întotdeauna judeca de o situație financiară a unei entități judecând strict în baza contului de profit și pierdere. Deci, de multe ori, analiza financiară a unor entități se reduce doar la analiza situației financiare din contul de profit și pierderi. Putem avea diferite tipuri sau diferite profiluri de business Sunt businessuri de exemplu, din domeniul construcțiilor, la care faza de investiții poate dura nu un an și nu doi, ba chiar cinci, de exemplu, și atunci în contul său, în contul de profit și pierderi, nu o să vedeți mari rezultate financiare palpabile. Deci o să vedeți doar rezultatul financiar doar la momentul finalizării construcției sau pe faza de finalizare a proiectului investițional, căci doar atunci toate investițiile care au fost efectuate vor fi fructivizate în rezultate financiare. E bine, în mare parte contul de profit și pierdere este structurat pe rezultatul operațional, adică de bază, care îl aveți dumneavoastră, rezultatul de investiție, adică cel ce este legat de investire atât în active imobilizate cât și în întreprinderile fice, rezultatul din activitate financiară, adică acel rezultat care este obținut pe parte de finanțare a afacerii sau a dumneavoastră proprii sau a alte, altei afaceri și rezultatul excepțional. Cash flow. iarăși este un element unul care zic eu fără preț. Și atunci când o gestiune eficientă a cash flow-ului este efectuată în cadrul companiei dumneavoastră, aceasta oferă în primul rând o posibilitate de ce? De a preveni falimentul, o posibilitate de a genera un cash flow suplimentar pentru a preveni situația de finanțare suplimentară, suplimentară a afacerii dumneavoastră și nu în ultimul rând oferă un control și un suport decizional managementului. Deci cash flow-ul întotdeauna trebuie previzionat. Eu personal recomand ca acesta să fie previzionat cel puțin lunar. Cel puțin lunar, deci practic dacă faceți o previziune a cash flow-ului la nivel trimestrial sau la nivel, nu mai zic, de anual, atunci această previziune nu va duce nimic bun și nu vă va da nicio soluție din punct de vedere al eficienței financiare. Aici, în continuare, aveți un exemplu de flux de numerar. Există atât metoda directă de gestiune a fluxului de numerar, cât și metoda indirectă. Metoda directă se presupune de a construi fluxul, atât incaserile, cât și plățile, pe tipuri de activități, pe perioade distincte. Metoda indirectă presupune anume a o asemenea relație, adică fluxul net de cash flow nu este altceva decât profitul net până la impozitare, plus cheltuielile de amortizare, depreciere, dobânzi, diminuate cu diferențele sau cu variația activelor circulante nete și imobilizările brute. Punctul roșu sau cei ce este cel mai principal să accentuez anume aici la cash flow, aș vrea un pic să insist doar câteva minute la cash flow, după care eventual trecem probabil la runda de întrebări răspunsuri, atunci când trebuie sau aveți nevoie de a vă genera un flux net de cash flow suplimentar, trebuie în primul și în primul rând să vă diminuați activele circulante nete, așa pentru că activele circulante nete nu este altceva decât diferența dintre activele circulante și datoriile curente, aveți două posibilități sau să accelerați viteza de încasare a creanților dumneavoastră sau să amânați viteza de plată sau viteza de achitare a datoriilor dumneavoastră, pe cât este de posibil. Știți că multe companii lucrează pe filiera a doua, adică amână achitarea datoriilor pe un termen cât mai lung posibil, nu din cauza că ele se confruntă cu probleme financiare, dar din cauza că ele vor să-și autogenereze un cash flow suplimentar pe seama dumneavoastră sau pe seama dumneavoastră care le finanțați afacerea în mod indirect la o rată dobânzii nul. Deci aceasta este unul din instrumentele care v-ar putea autogenera un surplus, un surplus de cash flow. E bine, în continuare există e, și eu doar o să mă refer foarte, foarte pe scurt ce categorii de indicatori financiari sunt și o să dau cât, câteva exemple. Indicatori de performanță economico-financiară, deci asta, asta cum ar fi, e, de exemplu, ritmul de creștere a cifrei de afaceri, rentabilitatea profitului net sau profitului brut, etc. Indicatori de lichiditate și de solvabilitate, cum ar fi, de exemplu, lichiditatea imediată, care se calculează ca mijloace bănești disponibile la datorii pe termen scurt, sau lichiditatea totală active circulante la datorii pe termen scurt. Deci, anume indicatorii de lichiditate și de solvabilitate, eu recomand ca să fie monitorizați, mai ales în situațiile de criză. Și indicatorii de gestiune financiară, ca exemplu, ar fi indicatorii de autonomie financiară cât și indicatorii de calcul a vitezei de rotație, atât a datoriilor, cât și a creanților dumneavoastră. Așa, deci, Liliana, eu propun să trecem, putem să trecem la faza de investiții a. sau avem, poate ne oprim aici intervenind cu va răspunsuri la întrebări ca să facem un pic, pic mai, interab... mai interactiv. Da, eu cred că noi trebuie să întrebăm cei care sunt alături de noi. Așa și cred că mulțumesc tare frumos, Sergiu. Eu vreau să fac o mică remarcă că noi vom face un șir de asemenea evenimente. Săptămâna viitoare ne întâlnim cu Iuri Cicibaba pentru a discuta tot ce ține de aspectele fiscale și optimizarea fiscală în afacere. Acum cu Sergiu am pus oarecum am făcut o analiză generală ca să vedem tot ce ține de managementul financiar. Eu cred că o să încep cu parte de investiții. Având în vedere că noi mai avem, o să, mai, o să fie o serie de evenimente, eu cred că noi partea de investiții putem să o lăsăm pentru data viitoare, pentru că deja avem o oră jumate. Și vreau să vă întreb, voi ne auziți, ne vedeți, vă rog tare frumos să dați plus în comentarii, ca noi să știm că voi sunteți alături de noi și nu sunt doar eu cu Sergiu în discuție. Și vă rog tare frumos, în tot ceea ce a vorbit Sergio, vreți să mergem la întrebări sau mai dedicăm încă vreo 5 minute pentru ca să discutăm investițiile? Care este opinia dumneavoastră? Așa, ne auziți și ne vedeți. Haideți, dar. Uh, Sunteți foarte rezervați în a adresa întrebări. Eu vreau să vă încurajez, pentru că noi suntem, iată, cineva vrea să mai vorbiți despre investiții. Uh, vreau să vă încurajez, noi suntem în cerc restrâns. Uh, 5 minute investiții. Hai, 5 minute, da. Min da. Okay. Eu vă încurajez să acordați întrebări. Practic, este o oportunitate de a beneficia de o, de o, de o consultanță sau de expertizare situației proprii în cadrul afacerii dumneavoastră. Să zicem, dacă aveți să vă confruntați cu careva probleme financiare. Dacă este vorba să trecem peste investiții în continuare, deci, cum am spus, rolul esențial al unui manager financiar este și în gestionarea portofoliului de investiții și anume de a alege varianta optimă în faza, în faza de investiri. Deci aici, în cadrul politicii sau alegerea proiectelor investiționale, așa întrucât -o, o investiție durează, sunt foarte puține investiții care durează un termen scurt. Majoritatea investițiilor presupun alocarea astăzi sau alocarea prezentă a resurselor financiare pentru ca ulterior, pe parcursul derulării afacerii, să vă genereze cash flow-uri sau ă, beneficii viitoare. Deci un moment foarte important de care orice manager financiar sau dumneavoastră în calitate de antreprenor trebuie să țineți cont, de valoarea banilor în timp. Deci un leu sau o sumă de bani investită astăzi nu este echivalentă cu o sumă de bani valorată peste un an, doi sau X ani. Deci devalorizarea banilor nu este doar un moment de inflație sau de un moment inflaționist, este legat de alte, de alți indici micro și macroeconomici. Totuși, atunci când vă comensurați sau vă analizați investiția, trebuie să calculați unii indicatori care, după părerea mea, sunt vitali. Deci aveți aici la dumneavoastră un indicator de, denumit, zicem dacă în română, valoarea actualizată netă sau net present value din engleză Adică actualizăm toate fluxurile financiare din viitor în prezent pentru a vedea care este valoarea netă a investiției la momentul 0, adică la momentul investiției. Nu putem echivala, echivala o sumă de bani obținută peste 5 ani. Să o echivalăm cu o sumă care o investim astăzi. Din, din acest motiv, trebuie să facem o discountare sau o. Actualizarea fluxurilor viitoare în prezent și observați, de exemplu, C0 este valoarea investiției inițiale, adică capitalul investit astăzi, C1 și așa mai departe, CR sunt valoarea cashflow-urilor generate în fiecare perioadă sau în fiecare an, care ele se discountează la o rată a dobânzii. Rata aceasta a dobânzii se ia de către manager financiar convențional ca rata de refinanțare pe termen lung. Așa într rata de refinanțare pe termen lung la moment este de în jur de 4%, eu recomand ca fluxurile viitoare să fie discountate anume la o asemenea rată. Și o să vă explic din ce cauză. Deci un alt indicator foarte important în cadrul proiectelor investiționale este calculul perioade de recuperare a investiției. Deci dacă calculați dumneavoastră și perioada de recuperare a investiției, de multe ori se calculează ca ce? Investiția inițială împărțită la suma cash flow-urilor generate de pe perioada de proiectului investițional. Dacă nu discountați aceste cash flow-uri în prezent, adică nu le transformați la perioada zero, primiți o perioada de recuperare a investițiilor mult mai accelerată, ceea ce vă duce dumneavoastră în eroare, așa întrucât împărțiți la un număr normal mai mic, obțineți o valoare, la un număr mai mare, obțineți o valoare mai mică. Și este foarte important ca fluxurile viitoare să fie discountate pe măsura, pe măsura identificării sau pe măsura implementării ratei de discountare. Dacă să mă refer la investiții, un alt indicator destul de important pentru investitor este de a calcula uh, punctul critic, break-even point-ul, adică care este volumul de vânzări sau în speță care este cantitatea necesară de a fi vândută sau produsă pentru a vă asigura un nivel nul de uh, rezultat financiar. Asta, practic, este punctul critic e, și, de multe ori, valoarea acestui punct critic este câteodată dific cu dificultate se calculează atunci când aveți un sortiment foarte vast de produse sau servicii. E, încă un moment, doar ce aici ține de investiții destul de important, este foarte important ca NPV-ul acesta să aibă o valoare cum credeți. Să aibă o valoare, desigur, pozitivă. Deci, atunci când obțineți un NPV mai mare ca 0, atunci este fezabil și este investiția o să aibă loc. Dacă aveți două sau mai multe proiecte investiționale, alegeți, alegeți acel proiect la care NPV-ul o să aibă o valoare mai mare. Dacă însă valoarea actualizată a fluxului viitoare este aproximativ egală, alegeți acel proiect la care perioada de recuperare a investiției este mai mică. Că acesta vă diminuează riscul, riscul investițional. Practic, ce am avut la valoarea banilor în timp și la investiții, am relatat. Ileana, dacă avem careva întrebări pe da. chat, da? da eu... Trecem la întrebări. Deci noi ne dedicăm timp acum ca să, dacă vreți, înscris. Dacă vreți, puteți să deconectați camera și microfonul și să vorbiți, putem să vă dăm acces. Între timp, deci absolut orice întrebare aveți, practică, teoretic, caz specific, dacă vreți să discutați aici, poftim, dacă nu putem să vedem cum este posibilitatea după asta, poate să faceți consultații individuală cu Sergiu Deci aici e referitor la evaluarea unei companii Când s-a discutat despre metoda de evaluare a companiei și cât ea valorează, Eugenie a scris că există mai multe metode de evaluare a valorii unei companii okay. Mai multe, dar eu am întrebat care este reperul Adică dacă mâine vă întreabă dumneavoastră cineva sau aveți, de exemplu, o companie în care doriți să investiți sau doriți să o procurați, cum stabiliți cam cât ar valora compania da? Clar că există mai multe metode și metodele sunt foarte sofisticate, dar oricum, în situațiile dumneavoastră există o cifră care vă șoptește care ar fi valoarea companiei da, Cel puțin de reper. Și care ar fi rog deci, încă o dată. asta ar fi cum nu s-ar părea de straniu, strani, capitalul, capitalul sau, valoare, sau valoarea capitalului propriu? Valoarea capitalului propriu întruchipează valoarea companiei dumneavoastră din punct de vedere financiar. Căci acolo își găsește întruchiparea atât capitalul statutar, cât și suma profiturilor nedistribuite acumulate pe parcursul activității dumneavoastră. Nu în zadar, din punct de vedere financiar, iar își fac aici o paralelă, Indicatorul cel mai important de analiză financiară, și nu am menționat asta cu ocazia asta menționez, este rentabilitatea capitalului propriu, sau ROE. care nu este altceva decât ce? Raportul dintre profit net și capital propriu. Asta arată care este eficiența investiției dumneavoastră, proprii, ca investitor. Deci, răspunsul este capital propriu, eu nu zic că este o echivalență nu este egal. Dar este un punct de reper de la care ne putem porni. E clar că există reputație companiei, istoric companiei și alți indicatori care influențează valoarea afacerii Eu, iată, de acord, Eugenia. Mulțumim, Eugenia. Eu acum adresez tot la, la toți cei care sunteți acum, iată, Irina, Ion, Sergiu, Valentina, Cristina, Adelina, dacă nu vreți să-i adresați întrebării lui Sergiu, noi folosim această oportunitate pentru dialog cu voi ca să identificăm care sunt și provocările prin care treceți Și ele pot fi legate de management financiar, ele pot fi legate de contabilitate, ele pot fi în general legate de fiscalitate, relația cu fiscul, rapoartele pe care trebuie să le dați, mai ales acum, iată, noi avem și contextul pandemiei, unde se impun anumite restricții. Scrieți-ne, vă rog frumos, în chat sau dacă vreți să luați cuvântul. Care sunt cele mai mari provocări prin care treceți acum? Sau poate aveți careva idei și lucruri care ar putea fi schimbate ca să vă îmbunătățească și mă refer acum și la antreprenori, la cei care desfășurați activitate de antreprenor, dar și la contabilii care sunt acum cu noi în chat. Haideți, noi vrem să fim maxim util și maxim să luăm ceva după asta care să putem să îmbunătățim lucrurile pentru că de asta noi existăm ca, ca asociație, nu doar să livrăm conținut și informații, dar și să vedem din teren care sunt provocările. Dacă vreți să împărtășiți, de exemplu, i-ați discutat despre credit, de ce apelează la credit. Noi suntem foarte activi în a promova accesul la finanțare și anume finanțările nerambursabile, creditele preferențiale. În acest sens, noi o avem pe Olga Milniciuc în echipă, care oferă această consultanță pentru membrii noștri, dar facem și evenimente publice. Iată, cu Olga o să facem în noiembrie, la mijloc din noiembrie, o să facem încă un eveniment. Vrea cineva să ia cuvântul sau să... Poate aveți un întrebări, poate să de ordine, Dacă avem și contabil, pot fi de ordin contabil, de, de ordin fiscal. Deci noi chiar, chiar vrem să vă acordăm un suport sau, mă rog, o microexpertiză, dacă doriți, cu ocazia asta. vă rog de la 5 la 10 un notă ca noi să știm cât de relevantă este informația asta. Cel puțin care este noi acum am livrat-o. Dacă, dacă, puteți, vă rog, în chat să ne dați un feedback ca noi să știm cât de relevantă a fost informația. Mulțumim, Maria! Vai, mulțumim! Și Diana și Eugenia, foarte relevantă informație. Dacă poate, mulțumim, vă mulțumim tare frumos pentru feedback. Eu mă bucur, Sergiu, e aproape 5 oameni, 10 și 9 cu plus. Noi vă mulțumim tare frumos, ne bucurăm. Dacă nu aveți întrebări pe care vreți să le adresați în chat sau care vreți să să lua... o iată foarte bine. Vă rog. nu nu pot nu ca o întrebare, așa, o pentru a lua criză. Sunt anumite să nu le spun și retlicuri, operațiuni care de făcut ca să arăt bine, nu știu, bilanț, raport, am înțeles. Deci totdeauna, atunci când avem, eu o să fac o mică paralelă, mi îmi place foarte mult să aduc așa paralel din viață, atunci când avem ceva de vândut, noi permanent mergem și lustruim obiectul ăsta, ștergem ca să-i facem, să facem, așa față. Exact așa face și un antreprenor atunci când trebuie să meargă sau să meargă la o instituție de credit să-și finanțeze afacerea sau să meargă să-și vândă afacerea. Ce face un antreprenor? El, în primul rând, o să arate niște rezultate financiare mai mari. Deci, eu nu vreau să vă îndemn, nu vreau să vă îndemn să faceți asemenea gest. Că, practic, este, cum să zic. nu se, este... Se pro... se Pornim de la premiza că da. bă, afacerea asta face e, să, să dai credit pentru așa afacere. Dar, uite, la moment, n-a -a avut o perioadă mai. E, mai rea, rezultatele arată mai, așa, mai mediocre. Deci avem diferiți finanțatori, să știți că avem atât creditori care acordă credite indiferent de situația financiară la care este uh, businessul dumneavoastră, cei se bazează în mare parte pe sursa secundară. Ei zic așa, dacă la dumneavoastră aveți o bună asigurare a creditului dumneavoastră. Aveți un gaj, o ipotecă destul de consistentă, ei vă evaluează, în mare parte vă subevaluează respectiva garanție și vă acordă credit. E clar că la o rata dobânzii mult mai mare decât rata normală, fiindcă dobânda sau mărimea ratei dobânzii este nu altceva decât profilul de risc la care merge finanțatorul. Deci, mă întrebați ce ați putea dumneavoastră să întreprindeți deci în mare parte atunci când le dați finanțatorului un plan de afaceri care este unul destul de real, are argumente destul de forte în ceea ce privește pronosticul cifrei de afaceri, în ceea ce privește rentabilitatea afacerii sau poate unicitatea afacerii dumneavoastră pe piață, acestea ar fi unele momente foarte care ar da un credit în plus finanțatorului dumneavoastră pentru a vă acorda acest credit. Dacă să vă zic de niște metode nepopulare, în mare parte unii recurg la unele, eu le zic așa, infracțiuni contabile în care înregistrează venitul într-o perioadă neoportună. Adică ca să am niște rezultate financiare mai bune, eu anticipez înregistrarea unor rezultate financiare astăzi ca să arăt o situație financiară mai bună finanțatorului. Dar asta să știți dintotdeauna, nu mințiți finanțatorul, dar vă auto duceți în eroare pe dumneavoastră. Fiindcă dumneavoastră îți vă confruntați cu situația respectivă pe parcurs. Dumneavoastră aveți responsabilitatea și obligațiunea de a rambursa creditul în viitor. Eu nu, nu vă aș sfătui să faceți o asemenea uh, invers, eu sfătuiesc sau consiliez antreprenorul să se uh, auto aprecieze financiar compania sa, să-și să facă un impact la, risc, la riscul creditar pe poziții financiare sau pe poziții de flow ca să vadă care este situația reală și cum să acționezi. S -a -s -a -s. Uh, mulți din experiența noastră ca asociație, uh, mulți antreprenori pornesc de la premiza că să lucrez 100% legal este foarte greu și costisitor. De altă parte, băncile se confrunt cu situația când a dat credit, și foarte mulți antreprenori vin cu o situație ireală. Ea nu reprezintă realitatea. Și eu acum o să fac o introducere pentru evenimentul care noi o să avem cu Iure Cicibaba, unde o să vorbim despre optimizarea fiscală. Pentru că sunt mecanisme legale, cum costurile pot fi optimizate, cum impozite pot fi plătite mai puțin. Și în general, cum compania poate avea o eficiență financiară mai înaltă și nu întotdeauna gestiunea și evidența contabilă legală 100% pe alb este în detrimentul antreprenorului, ba din contră, cu cât ea este mai transparentă, cu atât mai mare șanse ai să-ți dezvolți afacere legal, frumos, să obții finanțări, să accesezi granturi și cumva cam asta este tendința în care ar trebui fiecare antreprenor să tindă. Și pentru asta este nevoie ca să înțeleagă, în primul rând, instrumentele astea. Sigur că, da cu, că această, da. cu această ocazie, Elena, dacă îmi permis, doar să completez comentariul tău. Deci Există mulți și din experiența, de exemplu, personala mea, am întâlnit mulți antreprenori care, din păcate, așa le-a făcut realitatea, că o parte să țină evidența pe alb și o parte pe negru. Le spunem lucrurilor pe nume. Însă noi intenționăm ca mai bine să, să eficientizezi compania rezultatele tale, atât financiare cât și fiscale, să ai undeva niște rezultate de mijloc, dar toate să fie legale, toate să fie înregistrate în contabilitate și atunci o să fie foarte fermă, să ai o poziție foarte fermă și în cazul unor controle eventuale din partea autorităților. Nu o să ai ce, de ce să-ți fie teamă și ce să ascunzi după. Nu ai de ce să te ascunzi, dar, de exemplu, Iulia scrie că gestiunea nu e atât de grea, că dacă sunt greșeli, atunci amenzile probabil sunt cu mult mai mari Uri. Și la noi, din păcate, fiscul caută nu evaziune și, dar, și fraude, dar caută greșeli. adică el se duce efectiv și are plan, trebuie să spun amendă, trebuie să controleze absolut tot și până nu răscolește, spun o amendă, nu se lasă da, deci, deci e, e, rolul fiscului nu este doar este rolul fiscului în primul rând este de a educa contribuabilul. El trebuie să da, trebui El trebuie să fie. Din păcate, din păcate, din păcate noi când comunicăm cu foarte mulți antreprenori practic marea majoritate plâng că fiscul de fapt nu oferă, nu oferă suport consultativ, dar vine cu rolul și cu scopul de a amenda. Chiar și legea care este pentru întreprinderile mici și mijlocii care spune că între primele, întreprinderea în primii trei ani de activitate ea nu poate să fie amendată și controlul trebuie să fie doar consultativ. Noi avem cazuri foarte multe când sunt puse amenzi. Da. Pare de la Maria. Există vreun cadru legal care să scutească de taxe unele categorii de resurse umane, parțial, de exemplu, studenți part-time sau tineri? Sau poate, Sergiu, poate știi, persoane cu dizabilități, dacă, adică există în general la noi în cadrul legal din putere fiscal, dacă unele persoane deci, se persoanele, persoanele cu dizabilități, de exemplu. Nu se referă la tineri, de exemplu, tineri part-time sau poate pensionari, adică anumite categorii de angajați, dacă antreprenorii dacă pot beneficia de careva facilități fiscale. Din păcate, din păcate, din ceea ce cunosc eu, regula de impozitare nu este diferită independență de categorie respectivă, fie acesta fiind un pensionar, fie fiind un student sau o altă categorie, un simplu angajat. Deci, regula de impozitare este absolut similară pentru toți angajații. Mai mult decât atât, chiar dacă un pensionar este deja la pensie și primește, primește pensie, el oricum trebuie să contribuie la bugetul asigurărilor sociale indirect prin intermediul angajatorului. Și din păcate eu nu cunosc asemenea pârghii sau asemenea facilități, însă antreprenorul poate utiliza unele soluții de optimizare fiscală care indirect îi diminuează șarja fiscală. Și aici pot să vă da unele, unele exemple. Exemplu. Deci, o mare categorie de contribuabili care nu plătesc impozit pe venit și contribuții de asigurări sociale sunt membrii parcurului IT, care au un impozit unic de 7% și ei sunt absolut scutiți de a calcula aceste contribuții și aceste impozite. Ce fac unii antreprenori? Se asociază sau pot fi asociate în cadrul unui business conjugat cu activitatea în domeniul tehnologiilor informaționale, astfel încât să ne încadrăm în cadrul legal că 70% din cifra de afaceri să fie din domeniul IT, în rest, indiferent ce facem noi, noi beneficiem în totalitate de facilitatea dată. Și atunci toți angajații, nu doar inginerii, dar inclusiv contabilii, șoferii, absolut indiferent de categorii, beneficiază de această scutire de impozit și de contribuții de asigurări sociale de stat. Ce, ce privește aici scrie despre persoanele cu dizabilități subvenționare, eu din câte cunosc tot Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă o oferă careva condiții facilitare, demn subvenționează Arimi locului locului de muncă, dacă angajezi persoană cu dizabilități, știi ceva despre asta? Da, cu, da, cu subvenționare nu pot să zic, dar ei încurajează în primul rând. Deci dacă există un careva, zic așa, post vacanță, există o careva ofertă pe piața, pe piața muncii, atunci în primul rând persoanele cu dizabilități au prioritate. Da. În orice caz, dacă cineva este interesat de Agenția Națională, Națională Ocupare Forții Facilități și subvenționare, noi putem despre asta să discutăm separat, puteți să ne transmiteți un mail și noi să vă transmitem informația asta. Dar, de exemplu, iată despre zilieri, în cazul agriculturii, în general. Dacă, dacă sunt angajați zilieri, există careva facilități? Doar modalitatea de evidență a timpului de muncă este un pic mai diferită la zilieri versus, versus celelalte categorii de contribuabili. În rest, modalitatea de impozitare este similară pentru toți. Dacă e să ne referim la faptul că cum ar putea însuși antreprenorul să-și optimizeze taxele și impozitele însuși investitorul. Aici vreau să fac la o referință foarte bună din codul muncii, de exemplu. Deci, eu acum la memorie nu mi-aduc aminte articolul exact. Dacă doriți, după asta o să vi-l transmit. Uh, prin o careva modalitate. Deci, dacă dumneavoastră sunteți unic antreprenor, adică unic fondator, sorry, sunteți unic fondator în cadrul entității, nu sunteți obligați să încheieți contract individual de muncă cu dumneavoastră și companie. Astfel, dumneavoastră vă puteți ridica veniturile din companie doar plătind 6% impozit din dividende, după, în mod normal, după impozitarea companii sau la regim normal de 12% sau la regim simplificat de 4%. Deci în cazul dat aveți o optimizare fiscală minim de 24 plus 2, minim de 40%. Deci în cazul în care dumneavoastră renunțați sau în exclusivitate vă încasați veniturile prin dividende. Dar asta se referă doar atunci când dumneavoastră dețineți 100% în capitalul social al administrației. Eu vroiam să vă dau despre zilieri. Spuneați că efectiv nu se diminuează costurile. Totuși, zilieri încheie contract individual cu Casa Națională de Asigurări Sociale și cu prima de asigurare obligatorie. Ceea ce la angajat obișnuit care are un contract de muncă, costurile sunt destul de mari pentru angajator. Totuși, există o diferență acolo. Și se simte, lunar se simte. În lege scrie că au obligația. Dar dacă ne uităm în practică, zilieri sunt persoane din pădurile sociale vulnerabile. Și la practic ei nu se duc să, să cumpere polița aia pe o lună sau pe două luni. Ei, asta e de de problema lor. Noi <laughs> suntem ca angajatori, suntem scuțiți de asta. Și noi avem de câștigat o legătură. Eu mai am o întrebare. Să poate? Da, spuneți. Domnul Sergio, eu vreau să înțeleg mulți antreprenori introduc mijloacele fixe, autovehicule în capitalul propriu. Hai așa. Ok, pe lângă scutirea TVA, care de la import, import care sunt avantajele și dezavantajele în timp? Dacă -ați înțeles. Eu am înțeles întrebarea. Deci, unul, cea mai, criteriul cel mai ales de către antreprenori este discutirea de TVA. Dar aici o să fac o mică paralelă dacă să intrăm pe filiera fiscalității. Deci, practic, se economisește în mare parte pe cash flow-ul de TVA. La importul mijloacelor fixe sau la procurarea mijloacelor fixe cu intenția de a le introduce în capitalul statutar. Căci, în mod normal, un plătitor de TVA, oricum, își deduce acest TVA în timp. El, oricum, are niște limite impozabile la care își deduce acest TVA. Dar, pur și simplu, antreprenorul câștigă acest TVA, fiindcă el nu trebuie să-l suporte ca cash flow și după care să aștepte când o să-și-l să compenseze. Existau acolo, dar nu. Privitor la impozitare, nu există nicio facilitare decât această facilitate de TVA și de taxe, de taxe vamale, dacă există taxe. De asemenea, ești scutit de taxe de import atunci când importi un activ necesar a fi introdus în capitalul propriu. Dar aici trebuie să țineți un, din moment, cont de un moment foarte important, căci atunci când faceți o asemenea procedură, trebuie să calculați bine fezabilitatea acestui procedeu. Că acest procedeu include și implică un evaluator independent, include un broker vamal dacă importați acest bun, include niște costuri de antrepozitie vamale atunci când acest bun este depozitat în antrepozit până a fi el importat, ca să aveți de la ASP dovada sau confirmarea că îl introduceți în capital propriu. Eu personal m-am confruntat cu o situație în care i-am spus unui client că mai bine mergi și l cumperi cu TVA decât să-l incluzi în capitalul propriu. Deci am calculat toate costurile și inclusiv timpul și efortul depus și nu era, era, un bun imobil, era un microbus. Era un bun imobil nu foarte costitor și nu făcea efortul acesta versus efectul care pot fi obținute din cadrul importului sau procurării acestui bun. Mulțumesc. Uh, colegi, noi ne-am apropiat de timpul dedicat acestui workshop. Eu vă rog tare frumos să ne, să ne dați de la, încă o dată, nota dacă v-a fost util, uh, dacă vreți să ne sugerați poate careva sugestii pentru workshop viitoare, teme sau nevoi care aveți, sau întrebări sau neclarități, chiar vă rog chiar acum în chat screen, pentru că noi o să le vedem și o să le urmărim. Um, Inclusiv există oportunitatea ca să beneficiazi de consultația lui Sergiu. Colega mea de la IMRIMA, Irina, ir o să ia legătura și o să vă transmită după asta. Un e-mail cu mai multe detalii. Acest video o să fie publicat pe pagina noastră de YouTube, ca să poată fi accesat dacă o să vreți să vă reîntoarceți la el Și cum am spus, asta este o activitate în cadrul proiectului Reziliența MME-urilor în perioada de criză, finanțat de Fundația Soros Pe YouTube este pagina AIM, noi o să vă transmitem link-ul și ă, asta este primul eveniment într-o serie de evenimente pe care le vom asigura Este următorul eveniment care va fi în noiembrie, săptămâna viitoare, cu Iurice Cibaba Tot ce ține de fiscalitate și optimizare fiscală După asta, la mijloc de noiembrie, o să avem cu Olga Melniciu pe accesul la finanțare Și la început de decembrie o să avem cu avocatul nostru, Alexei Gherțescu, pe diferite aspecte legale în afaceri eu vă îndemn să aderați la grupul de Facebook Comunitatea Antreprenorilor din Moldova. Este un grup moderat de AIM. Acolo puteți adresa întrebări de orice natură, pentru că este o comunitate în care vrem să ne ajutăm reciproc, sunt și experții echipei noastre, sunt și alți antreprenori. Eu vă mulțumesc tare frumos pentru că ați fost astăzi alături de noi. Vă doresc succes în afaceri. Sergiu, mulțumesc tare frumos. Și vă mulțumesc, vă mulțumesc foarte mult, mult atât de invitație și cât de întrebările acordate de către antreprenori. Vă doresc succes în afaceri, cifre financiare cât mai în creștere și cât mai mare în pofida crizei economice cu care ne confruntăm. Și să știți că o afacere profitabilă și o afacere optimizată este o afacere de succes și o afacere continuă și durabilă pe termen lung. Frumos, vă urăm succes și suntem la legătură. O seară frumoasă! Seara, seara bună! Mulțumim!